Astăzi vreau să vă prezint o nouă abordare a metodelor tradiționale de stretching, care a fost recent introdusă în Statele Unite și a fost adoptată de către mulți terapeuți, medici, antrenori și sportivi de performanță. Probabil că știți, stretching înseamnă întindere, există mai multe feluri de stretching, dintre care cel mai cunoscut este stretchingul static, pe care îl folosim toți la începutul antrenamentelor și la sfârșit, între serii. Este vorba de acele întinderi pasive care au rolul de a flexibiliza articulațiile. Această formă de stretching despre care vreau să vă vorbesc, stretchingul activ izolat, în forma asistată, este ceva diferit care s-a dovedit a fi mult mai eficient decât metodele tradiționale. Promotorul acestei metode se numește Aaron Metz, un renumit kinetoterapeut și masseur american care a format și o școală de stretching. Pentru a face o ședință de stretching asistat avem nevoie de o masă de masaj cu înălțime reglabilă dacă se poate și de un pacient. El este Marian Stoian, un sportiv cunoscut care are deja o foarte bună flexibilitate și l-am ales pentru a vă demonstra câteva mișcări din stretchingul asistat. Am să încep prin a vă explica în ce constă practic stretchingul activ izolat. În primul rând trebuie identificată grupa de mușchi care va fi întinsă. Voi începe cu întinderea mușchilor posteriori ai coapsei. Va trebui să fac o mișcare care să izoleze această grupă musculară. Și acest lucru se face printr-o contracție activă. Practic îl voi ruga pe Marian să ridice piciorul drept cu genunchiul în extensie cât poate de mult spre piept. În acest moment, eu voi interveni prin aplicarea unei presiuni pe coapsa lui, care să nu dureze mai mult de 2 secunde. Se fac seturi de 8-10 repetări, iar motivul pentru care voi face întinderea în numai 2 secunde este pentru a nu interveni un mecanism de protecție care se numește reflexul de întindere, un mecanism care protejează mușchiul de întinderile excesive. Această mișcare pe care tocmai v-am arătat-o presupune întinderea mușchilor posteriori ai coapsei și contracția quadricepsului. Dacă vom face din nou această mișcare, în schimb îi voi roti coapsa spre exterior, voi obține o întindere a bicepsului femural, în special. În schimb, dacă voi face o rotire spre interior, se întind mușchii semitendinos și semimembranos. Trebuie să vă spun că Mariana are o flexibilitate de invidiat. Bun. Continui cu o mișcare în care musculatura paravertebrală este întinsă. Îl voi ruga să facă flexia coapsei pe abdomen și flexia gambei pe coapsă și să ducă piciorul, genunchiul cât poate de mult spre axilă. Flexibilitatea este unul din obiectivele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim de condiție fizică și există o serie de cauze care duc la scăderea flexibilității, dintre care unele au o legătură directă cu culturismul. Dacă un culturist își dezvoltă mai mult o grupă de mușchi, cum ar fi bicepsul brachial, în defavoarea tricepsului, intervine o rigiditate la nivelul articulației cotului. De aceea este important ca ei să își dezvolte în mod egal toate grupele musculare. Altă cauză a lipsei de flexibilitate este utilizarea unei mișcări fără a trece prin amplitudinea totală de mișcare la nivelul unei articulații. Asta înseamnă că va lucra biceps, de exemplu, fără să facă mișcarea completă și în acest fel apare o rigiditate la nivelul articulației. Să mă arăt un alt exercițiu, te rog să te întorci pe o parte.
Această mișcare are rolul de a întinde quadricepsul, iar Marian face contracția activă a mușchilor posteriori ai coapsei. Este o mișcare care are rolul de a întinde rotatorii externi ai șoldului, ca și aceasta. Cu mâna stângă îi stabilizez pelvisul, adică bazinul, pentru a nu se ridica de pe masă. La această mișcare, mușchiul întins este marele fesier. Care ar fi utilitatea stretching-ului asistat? În primul rând, crește amplitudinea de mișcare la nivelul tuturor articulațiilor, adică se obține o mai bună flexibilitate. Reduce durerile acute, cum ar fi feroa musculară după un efort sau după un traumatism, precum și cele cronice. Alt beneficiu este creșterea extensibilității musculotendinoase, deci mușchii devin mai elastici. În mod normal, se pot întinde doar de 1,6 ori lungimea lor în repaus. Prin stretching devin mai flexibili, la fel și fasciile. Se poate folosi la sportivi ca metodă de încălzire înainte de un antrenament sau de un concurs, precum și în perioada de revenire, fiindcă acest stretching crește afluxul de sânge la nivel muscular și adună acei produși de metabolism, toxinele în termen popular, și îi elimină din mușchi, în special e vorba de acidul lactic. Deci stretching-ul poate fi folosit cu încredere ca metodă de creșterea eficienței atletice, cu atât mai mult la culturiști care își solicită musculatura foarte mult.